Singura reformă este cea pe cetățean, pe cel care mai are de undeva de scos niște bani. Este declarația făcută de către senatorul afiliat grupului parlamentar AUR, hunedoreanul Vasilică Potecă. Acesta mai spune că reforma administrativ-fiscală nu ar fi trebuit să sfârșească prin a se impune taxe și impozite celor care, citez, mai sunt viabili, care mai produc și mai au ceva bani în țărișoara asta. S-a încercat acum să se spună că facem o anumită reformă. Reforma a sfârșit în a impune taxe și impozite celor care, v-am spus, sunt viabili și care mai produc și mai au ceva bani în țărișoara asta. Asta este singura reformă. Este reforma pe cetățean, reforma pe cel care mai are de undeva de scos niște bani. Practic, când vorbim de reformă, ar trebui să vorbim în mod serios de acest ansamblu național, ce înseamnă teritoriu, ce înseamnă administrația din teritoriu, ce ne putem permite, ce nu ne putem permite, ce vrem să dezvoltăm în următorii ani. Din păcate am sacrificat toate țintele și toate direcțiile pentru ca să rezolvăm o problemă de moment în care ne-am încurcat. Faptul că trebuie să venim în acel deficit de 4,6, 4,3, 3,2, cât o fi fost